Aici aveam cuvanta a Rusă să vorbesc puțin despre această plantă care este uluitoare acest lui de câine, pe de ce este în stare. S-au făcut atunci niște experimente clinice și am un doctor care nu credeau și nu cred cu știință de ce va fi în stare o plantă. Deci găsim în natură tot ce vrem. Da. Și totodată, acest doctor, da? Vă rog să puneți aparatul de filmată, da? Acest John Girafet, da? Deconspiră, practic, da? Că au fost și sunt peste 80% din medicamente, special medicamente de sinteză, care sunt experimentale. Pe mine foarte mulți telespectatori mă întreabă de produsele naturale și și-au cu precauție. Dom'le, zic, la un produs de sinteză, da? Nu mai e atâta precauție și ei de atâția ani. Când e un produs natural, îți iei măsuri de precauție, pe prevenție însă să faci acela. Și îi spun un lucru. Spune așa, am intuit un profesor suedez, eu am fost în Suedia și știu ce înseamnă Suedia și când, dacă spune că am intuit acolo un profesor suedez, îți dai seama ce e România și în alte țări. Da. Am intuit un profesor suedez ca să grăbesc înregistrarea Prozacului în Suedia. Știți în cât timp s-a pus Prozacul pe piață? Fără studii? Da? Îmi spune tăticul, aici, da? Prozacul, vă citesc, dragi telespectatori, de la scritor. Da, spune-ne că Prozacul deja s-a interzis. Stai puțin. Nu, în alte părți, că de mult s-a interzis, nu s-a interzis la noi. Până la aprobarea lor, multe medicamente au fost testate pentru o perioadă extrem de scurtă. Da? Prozacul de pildă, fiind de testare, a fost de 3 luni. Și apoi să le spun telespectatorii. Prin legea organică, dragi telespectatori, un moment trebuie, are voie să fie pus pe piață după 10-15 ani de testare. Vedeți ce noi? Da? Astea sunt medicamente experimentale. Și vă mă spune, legat și de produsul ăsta, că la o masă rotundă, cum suntem noi aici, s-a făcut un studiu de administrație, băi, știți că dacă în anumite țări s-a scos Prozacul, că s-a zis că e nașpa și s-a făcut studiile în Singapore și în Spania, pe 500 de femei, da, legate de cancer, mai mult au avut alea cancer care au luat Prozac prin teste de prevenție și la în multe țări se dă acest produs, se dă acest produs pentru prevenție. Și știți ce, ca să acoperim noi asta? Băi, am băgat și pentru reumatism. Ce mi-ai dat acum o idee și lasă-mă să zic și o minute. Există un scandal foarte mare acum cu cantatul nou cu vaccinurile. Da. Vezi, doamne, și numărul de acolo, că este dat afară, că nu face vaccinurile la timp și așa am lucrat. Eu vreau să le arăt oamenilor, încă o dată, am mai arătat cu niște timp în urmă și m-au înjurat, nu? Este o tâmpenie ce să vă discută la ora asta. Vaccinurile și n-aș vrea să vorbesc decât atâta, să arăt o carte care se știți de la Sărvază. Și anume, vaccinarea, eroarea medicală a simpului, scrisă de Louis Bruguet. Sper să vă placă acest video cu nevăstuica și să apăsați pe turnul de like.